Este o zi foarte importantă pentru noi, pentru că alături de oaspeții noștri, domnii Jean-Jacques Garnier și domnul Andrei Țărnea și alături de domnul Cyril Fierob, vom da startul unui eveniment, unui ciclu de evenimente sub titlul Impuls, Timișoara în reconstrucție. Acest eveniment este inclus în cadrul sezonului cultural România-Franța, care se apropie de încheiere și a fost unul fabulos pentru aceia care, dintre dumneavoastră care ați avut ocazia să urmăriți măcar virtual ceea ce se întâmplă, dar și prin ceea ce s-a făcut în Timișoara și în țară și, de ce nu, în Franța. Spuneam, evenimentul Impuls este parte din sezonul cultural România-Franța, dar și din programul pe care ni l-am propus noi pentru Capitala Europeană a Culturii. Pentru început, pentru că vorbim despre acest ciclu de evenimente Impuls, aș dori să menționez contribuția colegului meu, Chris Torch, care a curatoriat acest eveniment și care, sigur, ar fi fost natural să fie aici să vă vorbească despre acest eveniment, dar, din păcate, i s-a terminat mandatul și atunci îmi revine mie să încerc împreună cu invitații noștri care sunt foarte mult în temă să vă vorbim puțin despre acest ciclu de evenimente. Seria de evenimente Impuls, după cum spuneam la început, este conceput în parteneriat cu Institutul Cultural Francez din Timișoara. Este un partener cu care noi colaborăm de mai mulți ani de zile în diverse alte proiecte. Și acest ciclu de evenimente, de spectacole, de fapt, se centrează foarte mult pe public. Practic, aducem publicul înspre spectacole, dar și ducem cumva spectacolele înspre public, pentru că acestea se vor desfășura în aer liber, în piețe din Timișoara, din centrul Timișoarei, de data aceasta, în piețele Victoriei, Libertății și Sfântul Gheorghe. După cum spuneam, pornim din centrul orașului anul acesta cu Impuls, pentru că mai apoi, în partea a doua, în continuarea programului Impuls, care va avea loc în luna octombrie, să ne îndreptăm înspre cartierul Fabric din Timișoara, cartierul istoric Fabric, iar în următorii ani să ne extindem și în alte cartiere ale Timișoarei. Practic, păstrând viziunea a ceea ce ne-am propus noi încă din timpul candidaturii, să ducem arta, cultura din centru înspre periferie. Veți afla mai multe imediat despre de la invitații noștri despre detalii despre aceste spectacole. Înainte vreau să vă spun că în mapa de presă aveți declarația artistică a curatorului și fostului nostru coleg Chris Torch, care a gândit împreună cu artiștii acest spectacol. Nu cred că are rost să vă citesc, să dau citire acestui statement. Mai degrabă aș dori să salut prezența artiștilor care vor performa în aceste seri de azi. Azi va începe la ora 21:30 primul spectacol în piața Sfântul Gheorghe. Și aveți programul întregului sfârșit de săptămână, aveți programul în mape, cum vor continua, acesta este programul, cum vor continua aceste spectacole. Companiile care vor performa sunt Bojest cu Transport Excepțional, spectacolul Transport Excepțional, Bistachi cu spectacolul Bainana,
Școala de vară de dans contemporan, cadre și forme, spectacol curatoriat de Lavinia Urcan din Timișoara, de la Unfold Motion, și Louise Kelsey din Marea Britanie. Pentru ca în punctul culminant al seriilor de spectacole, Impuls va fi oferit de Teatre Osmego Dnia din Polonia, care, dincolo de a fi un teatru, a jucat și joacă rol în chiar politic, fiind împreună cu Mișcarea Solidarność noștri din Polonia în anii 80, atunci când au avut loc transformările de care știți foarte bine. Teatrul Osmego Dnia va oferi spectacolul Children of Revolution împreună cu teatrul cu tineri din Osijek, Croația, care sigur au Osijek fiind și acesta un oraș care a trecut prin multe tumulturi în perioada dezmembrării fostei Iugoslavii. Tu vas traduire, Delia? Merci. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et c'était important que pour la saison, încă de la începutul de sezonului au fost foarte multe evenimente care nu s-au întâmplat doar în capitalele celor două țări, la București sau la Paris, ci și în provincie, în regiune. În România, sezonul, proiectele din sezon au avut loc în 60 de orașe, iar aici, la Timișoara, programul sezonului a fost gândit și coordonat de echipa Institutului Francez, de Directorul Institutului Francez, Filip Pieroc și întreaga lui echipă, împreună cu operatorii culturali locali. Încă de când a început sezonul România-Franța, adică prezentarea culturii franceze în România, adică din luna aprilie până în prezent, așa cum spuneam, au avut loc foarte, foarte multe proiecte, foarte multe evenimente. Mă bucur că se încheie acest sezon cu prezențe franceze numeroase și importante și aici la Timișoara, care sper că vor seduce publicul. Importanța unui astfel de concept, un festival dedicat artelor stradale, vine și din ceea ce putem numi sau pune în evidență democratizarea culturii, aduce cultura în rândul publicului larg, în rândul unui public numeros, pe care îl putem întâlni în astfel de spații, în aer liber, un public mai numeros decât cel întâlnit în sălile de spectacol. De asemenea, un astfel de concept pe care îl întâlnim și în festivalul Impuls aduce un nou orizont cultural publicului, întâmpinarea căruia vine, îl face să viseze, îl transpune pe culmi artistice, îl face mai implicat de asemenea. Noi am fost foarte încântați să lucrăm împreună cu echipa Simonei și a lui Chris în acest proiect și o să dau cuvântul colegului meu, Andrei Țărnea. Sunt aproape 3 ani de când am făcut împreună cu Jean-Jacques prima vizită în teritoriul România, inclusiv la Timișoara. În momentul în care decizia Timișoara 2021 a fost luată, era evident pentru sezonul România-Franța că Timișoara devine, dincolo de rolul său de oraș cultural în vestul României, cu geografia și cu specificul pluricultural pe care îl atestă viața culturală acestui oraș, că cu atât mai mult el e inconturnabil în programarea sezonului. Jean-Jacques a vorbit despre democratizarea și importanța pentru orice proiect care are o componentă publică și sezonul România-Franța e până la urmă o instituție cu vocație politică între două state, gândită la cel mai înalt nivel
anunțate de șefii de stat și, și îmbrățișate de cele două guverne care pun în operă un asemenea proiect de diplomație publică, dar el e reușit dacă iese din cadrul, până la urmă, îngust al propagandei sau a utilizării culturii ca instrument de comunicare politică și este efectiv dat unor operatori culturali, unor programatori, unor festivaluri, muzee, galerii, teatre, universități, școli, centre de cercetare, care să creeze propriul lor conținut. Și atunci noi să fim beneficiarii acestei vitalități, făcând, dacă vreți, exercițiul opus propagandei, în care noi propunem, împreună cu Jean-Jacques și cu cele două echipe, un set de tematici și lăsăm libertate absolută, făcând poate uneori muncă de eclairaj, se spune în franceză, și de apărători ai includerii unor proiecte, dar ne fiind, dacă vreți, curatorii fiecăruia dintre acestea, sau neavând neapărat un cuvânt de spus în ceea ce înseamnă alegerile specifice sau conținutul. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care ne-am întâlnit cu Simona și cu Chris Storch și era apăruse ideea, nici nu era, cred că, public sloganul, ba da, era că a făcut parte din Bitbook, dar în momentul în care a apărut ideea acestui Shine Your Light, Light Up Your City, aveam deja, împreună cu Jean-Jacques, ideea primului eveniment din deschiderea în Franța, în care știam că vom începe la Paris și vroiam să avem în secvența de deschidere și un oraș de provincie, neprovincial, în Franța, și ne-am uitat la Lyon, care în decembrie are un festival al luminilor care se cheamă Fête de Lumière, și ni s-a părut cumva acest joc al deschiderii în Franța, la Paris și la Lyon, cu o temă legată de lumină, se leagă foarte bine cu ideea sloganului sub care se așează, până la urmă, această viziune a capitalei culturale europene la Timișoara. Dar dincolo de ideea pur și simplu simbolică a unei asemenea idei luminoase, existau mai multe elemente din propunere care vibrau cu tematicile și cu ideea programării sezonului, așa cum a spus Jean-Jacques. Democratizarea și ideea că un proiect public e valid atunci când servește accesul la cultură, accesul la cultură care e un drept, nu e doar un beneficiu și nu trebuie să fie niciodată un act exclusiv comercial, el e un drept și în același timp e o investiție care servește comunităților. Servește nu doar în măsurarea strict obiectivă a buget introdus și câștig economic, lucru care se face și un calcul care face obiectul atenției operatorilor publici și privați atunci când se uită la bugetele de cultură, dar dincolo de asta, în ceea ce înseamnă calitatea vieții, în ceea ce înseamnă atractivitatea unui loc. Recent s-a lansat la București, împreună cu Ministerul Culturii Român și Francez, cu Departamentul de Cercetare de Statistică a Ministerului Francez al Culturii și Institutul de Specialitate al Ministerului Culturii pentru Cercetare Culturală și Formare Profesională, un studiu al vitalității culturale a orașelor din România. Este un instrument care merită văzut și merită văzut nu doar de presă, dar văzut de autorități locale, pentru că el e un indicator a ceea ce înseamnă rezultatul investiției în cultură. Da, e o corelare foarte strânsă între calitatea vieții dintr-un oraș și ce procent din taxele locale, din veniturile unui oraș, sunt utilizate în cultură. Și se vede de asemenea în ce fel de investiții vin în orașul ăla, în cum e percepută dorința de a locui în continuare, tendințele demografice și așa mai departe, în orașe mici, mari și așa mai departe, valabil în România și în Europa. Iar sezonul nu e doar un sezon de programare, sezonul România-Franța, nu e doar un sezon de evenimente, ci e și un prilej de a ne uita diferit la modul în care se face programare culturală, la nivel politic național, la nivel politic local, la modul în care finanțare publică, privată, națională și a autorităților locale poate să combine pentru o viață culturală care să fie vibrantă, în contact, în colaborare, deci europeană, dacă vrem, și nu întâmplător, sezonul România-Franța, în 34 de ani de când Franța face sezoane încrucișate, este primul cu o țară membra a Uniunii Europene, dar care vorbește și despre această democratizare a accesului la cultură în ambele sensuri.
în facilitarea accesului la cultură cu bilet plătit și la gestionarea unei, nu accidentală, ci programatic, a unei culturi care iese în stradă, a unui act cultural de nivel calitativ foarte înalt, nu întâmplător, nu accidental, dar care beneficiază de curatoriat, beneficiază de o viziune, are un anumit tip de continuitate și nu putem decât să felicităm organizatorii și să ne felicităm că acest proiect la Timișoara, un festival care în prima variantă se chema Change, acum se cheamă Impuls și e poate că exact ceea ce ai nevoie pentru o schimbare, ai nevoie de acest impuls pe care arta urbană o face cu mijloace specifice și încă o dată ne bucurăm foarte tare că această ediție are incluse trupe franceze care au deja vocație în acest domeniu și care, și cu asta închei, fac din Franța această uriașă forță culturală. Nu doar instituții gen, nu știu, Teatrul Național de la Colin sau Louvre, ci această extrem de bogată cultură a artei urbane, care de la Paris la Lyon, de la Marsilia la Nisa, face din Franța o uriașă putere culturală, nu doar pentru că produce cultură, ci pentru că are public pentru toate aceste categorii de proiecte. Bună ziua tuturor, vă spun și eu numele Institutului Francez. Suntem încântați de colaborarea cu Timișoara 2021. Într-adevăr, ne aflăm acum în partea de închidere a sezonului România-Franța, sezonul cadrul căruia la Timișoara au avut loc aproximativ 30 de evenimente pe care noi, ca Institut Francez, le-am urmărit, le-am însoțit, am fost parteneri, dar o parte dintre ele le-am organizat noi înșine. Într-adevăr, Impuls este un proiect important pentru că în dosarul de candidatură exista deja programul, acel trailer, Impuls, și Institutul Francez din Timișoara era identificat ca și host, ca și gazdă. Și așadar mă bucur că Impuls se concretizează și are loc, din păcate, și are loc în închiderea sezonului, din păcate se încheie sezonul România-Franța. O încheiere care se întâmplă așa en beauté, în franceză se spune așa, într-un mod foarte, foarte frumos, în glorie, dar Impuls care va continua, are o continuitate. În octombrie, în prima săptămână din octombrie, se va întâmpla Impuls Fabric, un festival dedicat artelor stradale, artelor urbane, un concept pe care l-am gândit împreună cu Chris Dorci și echipa lui, la care lucrăm în prezent și care va fi centrat pe dans, circ contemporan și muzică și teatru de stradă. Și revenim la ceea ce se întâmplă în aceste zile, la Impuls în prezent. Mă bucur foarte mult prezența reprezentanților celor două companii franceze, Jevistaki și Bojes, cărora le voi da în continuare cuvântul, pentru că deja am fost destul de lungi. Când am început această muncă între un dansator și o mașinărie. În 2004 a fost asta. Am lucrat, într-adevăr, pe ideea de supra-dimensionare și despre cum actul artistic poate fi proiectat, adus la cunoștința publică. Ne-am inspirat în acest proiect artistic împreună cu colegul meu, Dominic, care este cel care a creat conceptul acestui proiect, de la un documentar despre animale, în care am văzut o luptă între un hipopotam și un crocodil, care se luptau între ei, hipopotamul încercând să salveze o antilopă care era prinsă între fălcile crocodilului. Forța incredibilă a hipopotamului a învins-o pe cea a crocodilului. Și văzând această luptă și văzând momentul absolut incredibil în care
care hipopotamul cu foarte mare delicatețe a tras afară antilopa din păcile încleștate ale crocodilului și a pus-o pe mal.